Luna mai se apropie și odată cu ea și temperaturile calde, astfel că nu trebuie să ne mai facem griji cu privire la îngheț. Prin urmare, este o perioadă prielnică pentru a ne apuca serios de grădinărit și de a cultiva o bună parte din legumele preferate. Solul cald va permite o germinare rapidă și creșterea rapidă a plantelor. Legumele care se plantează în luna mai. A avea o grădină de legume în spatele casei este un lucru foarte benefic, dar și prietenos cu buzunarul nostru. De asemenea, asta ne poate oferi o siguranță că ceea ce punem pe masă pentru membrii familiei este sănătos, fără ingrediente chimice adăugate. O grădină de legume de casă este rentabilă și ne oferă liniște și siguranță, deoarece știm ce ajungem să punem pe masă pentru membrii familiei. Ceea ce trebuie să știm însă este că legumele trebuie plantate în momente diferite din diverse motive, inclusiv din cauza temperaturilor și a datelor de recoltare. Dacă există o mare varietate de bunătăți care pot fi plantate în luna mai, acestea ar trebui să fie gata de recoltare până la sfârșitul verii sau la începutul toamnei. Cultivarea legumelor în propria grădină poate fi distractivă, frustrantă sau o combinație a celor două. Cât de productivă va fi recolta va depinde în foarte mare măsură de cât de bine ți-ai planificat treburile. Haideți să vedem așadar ce legume sunt numai bune de plantat în ultima lună de primăvară. Ei bine, potrivit specialiștilor, putem planta răsaduri de ardei, roșii, castraveți, varză, gulie, conopidă, brocoli, țelină, ceapă, praz, vinete. Înainte de plantarea acestora ar fi indicat să facem o curățare erbicidare a solului. Răsadurile de varză timpurie, conopidă, brocoli și castraveți se plantează doar pe pământ umed la o temperatură de 7-10 grade Celsius. Dacă nu a plouat, trebuie udat terenul, lucru ce trebuie repetat și după plantare. Răsadurile vor avea roade după 50-60 de zile, timp în care trebuie prășit pământul de două ori și udat din 10 în 10 zile. Este important să controlezi mereu răsadurile pe măsură ce cresc și nu ezita să apelezi la insecticide naturale dacă identifici paraziți, urici, fluturi sau muște, relatează playtech.ro.